Bună ziua, sunt Diana Ambros și vă prezint știrile amiezii. Iată care sunt cele mai importante subiecte. Patru vameși bănuiți de luare de mită au fost reținuți de CNA într-un dosar de corupție în urma perchezițiilor din această dimineață la postul vamal Leuceni. Aversele de aseară însoțite de rafale puternice de vânt au afectat mai multe localități din nordul țării, fiind doborâți copaci și distruse acoperișuri. Salvatorii au intervenit în 15 raioane. Pompierii moldoveni detașați în Grecia au participat la prima lor misiune și au stins un incendiu de pe insula Corfu, care a afectat circa 550 de hectare de pădure. Ofițerii CNA au descins în această dimineață în postul vamal Leuceni într-un dosar de corupție, iar patru vameși bănuiți de luare de mită au fost reținuți. Aceștia ar fi cerut și primit bani ca să le permită transportatorilor de colete și pasageri să treacă frontiera fără să fie verificați. Azi dimineața, în birourile și domiciliile suspecților s-au făcut percheziții. Ofițerii CNA au descins în această dimineață la postul vamal Leuceni. Perchezițiile s-au făcut în birourile a patru angajați suspectați că au cerut și primit mită de la transportatorii de pasageri și colete care operau curse internaționale din și spre țările Uniunii Europene. Remunerațiile ilicite ar fi fost pretinse pentru facilitarea procedurilor vamale sau pentru eludarea completă a acestora, cum ar fi omiterea verificărilor minuțioase privind bunurile transportate și respectiv scutirea de achitare a drepturilor de import. Ofițerii Centrului Național Anticorupție au făcut percheziții și în mașinile și la domiciliile celor patru vameși. Au fost ridicate mai multe sume de bani, proveniența cărora urmează să fie stabilită. Într-o reacție, responsabilii de la Serviciul Vamal au spus că nu tolerează și condamnă actele de corupție din cadrul instituției. Căldura intensă usucă pământul. În sudul țării, soarele a ars culturile, iar agricultorii se plâng că recolta de porumb și floarea soarelui a fost compromisă. Bucătăria plan din frunză. Tăi, faci frunza, trimite aici. Aici s-a uscat, aici nu mai vin nimic. Ia ca e asta, floare, compromis total. Din cauza temperaturilor extreme, pământul este tare ca piatra și plin de crăpături. Revenim în jurnal cu un reportaj despre cum căldura intensă a afectat grav agricultura. După zile de caniculă și zăpușeală, în mai multe localități din țară a plouat cu grindină, iar vântul a suflat cu putere. În raionul Glodeni, mai mulți copaci au fost doborâți, iar acoperișurile unor locuințe au fost parțial distruse. În Dăntușeni, vântul a deteriorat 30% din suprafața acoperișului unui bloc cu 5 etaje. În total, salvatorii au intervenit în 15 raioane pentru a lichida consecințele ploii și rafalelor puternice. Și administrația de stat a drumurilor anunță că drumarii au fost mobilizați pentru a curăța drumurile pe care au căzut crengi rupte de vânt. Codul galben de caniculă rămâne în vigoare pentru centrul țării, iar sudul e colorat în portocaliu. În următoarele zile, maximele vor atinge 35 de grade. Expirarea codului roșu de caniculă nu anulează vara și temperaturile extreme. În lipsa precipitațiilor, autoritățile fac apel către populație și să consume rațional resursele de apă, dar și energie. Totodată, operatorii de transport de mare tonaj sunt atenționați să evite circulația pe străzi în intervalul orelor 10-20 pentru a nu deteriora șoselele din țară. Într-adevăr, din cauza caniculei sunt afectate și pe de-o parte și apele de suprafață, dar și cele subterane care s-au retras. Mesajul meu către cetățeni este destul de simplu și responsabil, să folosim rațional apa. Asta este foarte important, mai ales în perioade de caniculă. Autoritățile îndeamnă oamenii să folosească rațional și resursele de energie electrică. De exemplu, să pornească electrocasnicele de care nu au nevoie, precum mașina de spălat la amiază, dar nu seara, când este cel mai mare consum din cauza aparatelor condiționat conectate. Odată cu venirea acestei canicule, în sistemul electroenergetic tot se întâmplă lucruri, deci afectează toată lumea, inclusiv sistemul energetic. În primul rând e vorba de consum. Crește consumul, în special datorat consumul pe condiționare.
Estimativ, în luna iulie, condiționerele vor consuma cam de 2 ori mai multe energie decât în luna iunie. Totodată, operatorii de transport de mare tonaj sunt atenționați să evite circulația pe străzi în intervalul orelor 10-20 pentru a nu deteriora drumurile și șoselele din țară. Cea mai bună recomandare este să amânăm întâlnirile în masă, să nu ne deplasăm în perioada orelor de vârf, să consumăm cât mai multe lichide sau fructe, legume atunci când avem ocazia și să avem grijă de persoanele vulnerabile. Deși vom avea o diminuare a temperaturii, în continuare vom resimți disconfort termic, deoarece temperaturile vor scădea de la 40 de grade la 35. Codul roșu de caniculă a adus la disperare agricultorilor din țară, care se plâng că din cauza secetei le-au fost compromise aproape în totalitate culturile de porumb și floarea soarelui. Fermierii spun că arșița a uscat pământul, iar odată cu el și munca lor de un an. Irigarea este unica soluție pentru a salva plantațiile, mai spun aceștia. Bucătăria plant din frunză. Tăi faci frunza, trimite aici. Aici s-a uscat, aici nu mai vin nimic. Ia ca e asta, floare, compromis total. Vladimir Vrabie din satul Karabetovka din raionul Basarabeasca este agricultor de aproape 40 de ani și crește floarea soarelui pe o suprafață de 200 de hectare. Acesta spune că din cauza temperaturilor extreme toată roada este compromisă. Aici e încă ruptă, mai mult jumătate de metru. Acolo să duci crăpătura, ajungi la un metru. Păi și cât apă trebuiești? Aici muia trebuiești și normal. Măcar 100 de litri de apă la metru pătrat. Bărbatul crește și porumb pe o suprafață de 60 de hectare. Asta e situația, s-a schimbat brusc 10 zile. În decurs de 10 zile, iată, de când a început să sufere până acum, ștulețul ăsta trebuie să fie în lapte, maturizat și aici, dacă avem vlagă destulă, iată, el aici s-a pornit și al doilea ștuleț. Dar a avut vlagă destulă, unde o știu perit. Acum 2 ani, Vladimir Vrabie a cumpărat un sistem de irigare pentru a uda porumbul. Din cele 60 de hectare, 50 sunt irigate. Permanent irigăm și totuși nu dovedim. Din cauza căldurilor extrem de ridicate, așa ar trebui să fie. Dar ea ca diferența, uitați-vă aici și uitați-vă dincolo, așa este diferența 24 de ore. Au fost mai târziu irigați. Și iată aici, noi am irigat deja 2 ore, mă mergem a 3-a oară. Și noi turnăm 30 de litri la metru pătrat de fiecare irigare. Bărbatul spune că din suprafața totală pe care o are și o irigă, 50% e compromisă, iar unde nu este irigat deloc, roada este pierdută 100%. Situația e similară în tot raionul Basarabeasca, spune agricultorul. Chiar dacă în nord nu a fost atât de cald și fermierii de acolo spun că au avut de suferit. La faza asta, când deja el plecat așa în jos, gata, el nu mai, el a pierdut legătura cu planta. Oleg Timcu din Petrunea, Glodeni, spune că lanurile pe care a cultivat porumb sunt afectate în proporție de 90%. Plantele sunt afectate și sunt compromise de secetă în proporție de 90%. Deci este un dezastru. Pentru a strânge o roadă bogată, agricultorul a investit la maxim în cele 180 de hectare pe care le îngrijește, însă din cauza secetei spune că va recolta doar 5% din cantitatea de porumb. S-au investit foarte mulți bani, crezând că anul acesta să compensăm cumva acele cheltuieli care le-am suportat în 2023. Și am investit la maxim pentru a avea o roadă cât mai bogată. Și de situația la zi este aceea care este. Că roada va fi una foarte micuță, în jur de 500 de kilograme la hectar. Ieri, premierul Dorin Recean, care a mers în sudul țării pentru a discuta cu agricultorii despre starea culturilor în contextul caniculei și lipsei de precipitații, le-a dat asigurări că se caută bani pentru a-i susține. Pompierii moldoveni au participat la prima misiune de lichidare a incendiilor în Grecia, potrivit GSU, care a publicat și poze. Aceștia au intervenit pentru a lichida un incendiu de pădure dintr-o localitate din apropierea orașului Corfu. La fața locului erau deja implicate 32 de echipe locale și avioane specializate în astfel de operațiuni, cu un efectiv de peste 120 de pompieri. Echipa Republicii Moldova, compusă din 10 pompieri și 3 unități de tehnică specializată, a intervenit pe o suprafață de circa
5 hectare. În seara zilei de ieri, focarele au fost localizate și lichidate. Pompierii moldoveni au lucrat cot la cot cu autoritățile elene pentru lichidarea incendiului, monitorizarea și securizarea zonei afectate. Anchetatorii români încearcă să afle cine a ucis medicul stomatolog din Republica Moldova, găsit înjunghiat în propriul cabinet din Brăila. Putem avea de-a face și cu o răzbunare. Dacă am avea de-a face cu o crimă ca urmare a unui jaf, ar fi existat urme de răvășire, urme de scotocire. Cine era dentista ucisă și ce au găsit polițiștii pe scările cabinetului, vă spunem în jurnal. Maia Sandu este politicianul în care moldovenii au cea mai mare încredere și ar obține cele mai multe voturi la alegerile prezidențiale din toamnă. Cel puțin asta arată datele unui sondaj publicat de Institutul Republican Internațional. Potrivit studiului, dacă ar candida Igor Dodon, s-ar clasa pe locul 2. Iar dacă duminica viitoare ar fi organizate alegeri parlamentare, 4 partide ar accede în legislativ. PAS și PSRM acumulând cele mai multe voturi. Întrebați ce sursă de informații folosesc cel mai frecvent pentru a urmări știri și informații politice, cei mai mulți moldoveni, 53%, au spus că televiziunea. În topul surselor de știri mai sunt site-urile de știri și rețelele de socializare. Mai puțin moldoveni aleg să se informeze de la prieteni și rude, radio și presa scrisă. Cel mai de încredere canal media pentru știri politice este considerat ProTV, urmat de alte televiziuni, de site-uri de știri, presa scrisă și rețele sociale. Sondajul a fost realizat în perioada 23 mai-13 iunie 2024 pe un eșantion de 1225 de respondenți, dintre care 727 din Chișinău. Interviurile au fost făcute față în față, iar marja de eroare este de plus-minus 2,8%. Studiul a fost coordonat de Baltic Surveys, The Gallup Organization, datele fiind colectate de Magenta Consulting. Jurnalista Natalia Morar, care a anunțat anterior că tatăl copilului ei este fugarul Veaceslav Platon, și-a anunțat intenția de a candida la alegerile prezidențiale din toamnă. Nu am urmărit o carieră politică, dar înțelegerea faptului că actualii candidați nu vor aduce schimbări m-a determinat să acționez. Am decis să mă înaintez candidatura la funcție de președinte în calitate de candidat independent. Ieri, fostul bașcan al autonomiei Găgăuzea, Irina Vlah, a anunțat că va candida independent la alegerile prezidențiale din 20 octombrie. Până acum, 10 candidați și-au anunțat intenția de a participa la scrutin. Pe lângă Vlah și Morari, va mai candida Maia Sandu, liderul partidului nostru, Renato Usatăi, juristul Teodor Cârnaț, fostul ministru al afacerilor externe în guvernul Filip Tudor Ulianovski, fostul lider al platformei DA, Andrei Năstase, liderul PLDM, Vlad Filat, ex-premierul Ion Ghicu și fostul procuror general Alexander Stoianoglu. 18 milioane de euro, atât vor trebui să achite Statele Unite pentru achiziționarea fostului stadion Republican, unde va fi construit noul sediu al Ambasadei Americii la Chișinău. Guvernul a votat ieri proiectul de ratificare a acordului cu guvernul SUA privind valorificarea terenului din centrul capitalei. Întreg textul acordului urmează să fie publicat în monitor oficial după ce Parlamentul va vota în două lecturi ratificarea acordului. Aproximativ vorbim de prima săptămână a lunii august. În același timp pot să vă dau detalii despre preț. Este vorba de 18 milioane de euro prețul pentru teren și cele două construcții ale statului care sunt amplasate pe suprafața terenului din Tighina 12. Terenul urmează a fi cumpărat printr-un tratat bilateral și nu printr-un contract de vânzare-cumpărare. Autoritățile anunțau că banii obținuți din vânzarea terenului fostului stadion Republican vor fi investiți în amenajarea unui centru de cultură și artă contemporană, în reparația școlilor sportive din țară, dar și în realizarea studiului de fezabilitate și proiectarea viitorului stadion național. Stadionul Republican se află în ruine de 18 ani. De aproape 36 de ore, anchetatorii încearcă să afle cine a ucis-o pe femeia din Republica Moldova, care era stomatolog în Brăila. Victima se stabilise de peste 10 ani în România, unde avea un centru medical cu puncte de lucru în două județe. Surse din poliție spun că se simțea amenințată de mai multă vreme și voia să-și cumpere un pistol. Obținuse de curând permis de port armă. Atenție, urmează detalii care vă pot afecta emoțional.
Doctorița Marina Gavril a fost găsită moartă în vestierul cabinetului ei stomatologic din Brăila. Avea rând deschise la gât și tăieturi pe mâini care le-au indicat polițiștilor că ar fi avut o luptă cu agresorul. Polițiștii au stat mai multe ore la locul crimei. Cel puțin 4 urme au fost marcate pe scările de acces în cabinet. Înăuntru, spun surse din anchetă, lipsea doar telefonul doctoriței. Nu i s-a furat nimic. S-a auzit, doamnă, ceva aseară, vreun strigăt? Primul considerat suspect a fost soțul doctoriței, medic stomatolog și el. Bărbatul a fost cel care ar fi trimis-o la cabinet pe femeia de serviciu, care a descoperit crima după ce soția lui, care își terminase programul în jurul orei 20, nu i-a mai răspuns la telefon. Bărbatul a asistat de la distanță la cercetări cu un polițist alături și nu a vrut să discute cu jurnaliștii. Poliția a comunicat că merge pe alte piste în anchetă. Cel care a luat acel obiect avea interesul ca ceea ce se găsește în telefon să nu fie găsit. Doctorița Marina Gavril se temea de mai multă vreme pentru viața ei. Într-un poligon învățase să tragă cu arma și obținuse de curând permisul de portarmă. Voia să-și cumpere și un pistol, spun surse din anchetă. Cu toate acestea, Marina Gavril nu a mers niciodată la poliție să spună că are probleme și nu există niciun dosar penal în care ea să fie parte vătămată. Putem avea de-a face și cu o răzbunare. Dacă am avea de-a face cu o crimă la urmarea unui jaf, ar fi existat urme de răvășire, urme de scotocire. Ancheta în cazul acestei crime este coordonată de un procuror de la parchetul de pe lângă Tribunalul Brăila. Până acum nu a fost făcută nicio reținere. Marina Gavril avea 41 de ani și era din Republica Moldova. Ea a fost ucisă marți seara în cabinetul ei stomatologic din Brăila, fiind găsită de asistenta ei fără suflare într-o baltă de sânge. Victima avea pe corp mai multe răni provocate cu un obiect ascuțit. Liderul unei grupări extremiste care ar fi plănuit asasinarea mai multor copii din comunitatea evreiască din New York a fost arestat la Chișinău. Potrivit poliției, este vorba de un cetățean georgian de 20 de ani căutat de Interpol pentru terorism. Suspectul a fost reținut pe aeroport în urma unei solicitări Interpol imediat ce a coborât din avionul de pe cursa Istanbul-Chișinău. Acum el se află în custodia poliției și urmează a fi extradat în Statele Unite. Autoritățile americane au anunțat că bărbatul este pus sub acuzare pentru 4 capete de acuzare, fiind liderul unui grup extremist violent cu motivații rasiale și etnice. În noiembrie 2023, el a început să planifice un atac care urma să aibă loc în New York în ajunul anului nou. Urma să pună pe cineva să se costumeze în Moș Crăciun și să împartă bomboane otrăvite copiilor de la școlile evreiești din cartierul Brooklyn. Aproximativ 21% din elevii din clasele a 5-a, a 12-a sunt ținta bullying-ului, arată datele unui studiu realizat de ONG-urile pentru protecția copilului în Republica Moldova. Datele prezentate mai arată că 3 din 100 din elevi au raportat experiențe de bullying, cel puțin o dată pe lună în timpul anului școlar. Autoritățile guvernamentale și experții în domeniu recunosc că violența în rândul copiilor, inclusiv abuzul sexual, rămâne o problemă nerezolvată deocamdată. Potrivit rapoartelor elaborate de Ministerul Educației și Cercetării, în instituțiile de învățământ din Republica Moldova avem anual în jur de 8.000 de cazuri de violență împotriva copiilor. Nici jumătate din aceste cazuri nu au fost raportate la numărul de telefon 116-111. Telefonul copilului poate să fie un exemplu de mecanism care permite un spațiu sigur pentru copii de a-și exprima îngrijorările și de a căuta ajutor, nu numai pe tema violenței, ci și pe alte subiecte care țin de dezvoltarea copilului. Potrivit reprezentanților societății civile, școlile au un rol foarte important în protecția copilului. Un studiu realizat de ONG-urile pentru protecția copilului în Republica Moldova arată că aproximativ 21% din elevii claselor a 5-a, 12-a sunt ținta bullying-ului și 3 din 100 din elevi au raportat experiențe de bullying cel puțin o dată pe lună în timpul anului școlar. Autoritățile recunosc că aceste cazuri de abuzuri asupra copiilor sunt o consecință a lacunelor din sistem. Cazurile care le-ați spus noastră arată încă o dată rezultatul lașității noastre atunci când noi scriem legi, scriem programe
iar pe colegii noștri din prima linie îi lăsăm pe cont propriu, fără investiții, fără servicii. Potrivit Ministerului Muncii și Protecției Sociale, cazurile de violență înregistrate în rândul copiilor ar fi mult mai mari, însă acestea nu sunt raportate autorităților și instituțiilor competente. Incendiu uriaș într-un centru comercial din China, cel puțin 6 persoane au murit, iar 30 au fost salvate. Imagini difuzate de presă surprind un fum dens și negru ieșind dintr-o clădire care dă într-o arteră comercială. Revenim cu mai multe imagini în jurnal. Au fost auzite explozii și alerte aeriene la Kiev noaptea trecută. Primarul capitalei a raportat că o dronă rusească a fost interceptată, iar resturile au căzut într-un cartier. Pe de altă parte, Ministerul Rus al Apărării a afirmat că a doborât peste 33 de drone deasupra Crimeei. Între timp, între Kiev și Moscova, a mai avut loc încă un schimb de prizonieri. Cel puțin două explozii și alerte aeriene s-au auzit aseară la Kiev. Apărarea antiaeriană ucraineană a doborât o dronă, iar rămășițele ei au căzut în cartierul Darnitsky. Primarul Vitalie Klitschko a menționat în raportul său că nimeni nu a avut de suferit, iar pagubele sunt minore. La rândul său, Ucraina ar fi lansat un atac masiv asupra peninsulei Crimeea. Despre asta a anunțat Ministerul Rus al Apărării, care a menționat că au fost doborâte 33 de drone. Între timp, Legiunea Libertatea Rusiei a publicat o înregistrare video în care susține că a distrus echipament militar rusesc pe un aerodrom din apropiere de regiunea Perm. Ministerul Rus al Apărării nu a comentat deocamdată aceste informații. Departe de atacuri și drone, ucrainenii au primit și o noutate bună aseară. 95 de prizonieri de război s-au întors acasă. Slavă Ucrainii! În cadrul schimbului au fost eliberați 7 ofițeri și 88 de soldați și sergenți. Mulți dintre ei se aflau în captivitate din 2022. Primul lucru pe care l-au făcut militarii a fost să sune acasă pentru a le da vestea cea bună familiei. Unii vor avea nevoie de îngrijiri medicale. Președintele Volodymyr Zelensky a precizat că toți cei 95 de ucraineni care au fost eliberați făceau parte din armată și a mulțumit Emiratelor Arabe Unite pentru ajutor. Acest schimb de prizonieri a fost al treilea din ultimele 7 săptămâni, primul fiind anunțat la sfârșitul lunii mai. Kievul a reușit readucerea din captivitatea rusă a peste 3400 de persoane de la începutul invaziei declanșate de Rusia. Eurodeputații cercau Ungariei să-i fie retras dreptul de vot în UE după călătoriile lui Victor Orban în Rusia și China. În replică, ministrul ungar de externe a spus că nicio amenințare și niciun șantaj nu va determina Budapesta să oprească așa zisa misiune de pace pentru Ucraina. De altfel, premierul ungar i-a cerut printr-o scrisoare președintelui Consiliului European să oprească sprijinul pentru țara vecină, la care a primit un răspuns dur. 63 de eurodeputați cer UE să retragă Ungariei dreptul de vot. Ei au semnat o scrisoare unde se spune că Victor Orban, care a mers în vizită la Moscova și Beijing, a lăsat să se înțeleagă deliberat că acționează în numele blocului comunitar, deși nu a primit nicio autorizare în acest sens. Both angry and quite sad about the start of the Hungarian presidency, that Mr. Orban went to Putin in Moscow, his insult not only to Ukraine but to all other 26 member states. Potrivit eurodeputaților, premierul ungar a provocat deja daune semnificative prin exploatarea și abuzarea rolului președinției Consiliului European. We want to mark our disapproval with the Prime Minister Orban's uncoordinated trip to third countries on the issue in particular of the war in Ukraine, which have indeed harmed the indispensable image of unity of the European Union, and to mark disagreement, this
symbolic gesture has been taken. Membrii Parlamentului European nu au puterea de a impune privarea Ungariei de dreptul său de vot în Consiliu, dar pot pune presiune asupra Bruselului pentru a lua măsuri mai dure împotriva Budapestei. La scurt timp după asta, într-un interviu pentru agenția rusă RIA Novosti, ministrul ungar de externe a spus că nicio amenințare și șantaj din partea UE nu vor determina Ungaria să oprească misiunea de pace pentru Ucraina. These kind of attacks do not discourage us from continuation of the peace mission. To the contrary, they encourage us to put more efforts on helping a peaceful solution of this war in Ukraine. So we have been used to such kind of attacks since we have been in power for 14 years now. De altfel, o scrisoare a fost trimisă și președintelui Consiliului European, Charles Michel, unde premierul ungar cere ca UE să înceteze sprijinul pentru Ucraina. Răspunsul nu s-a lăsat mult așteptat, iar Budapesta a primit o replică dură din partea lui Charles Michel, care i-a spus că Ungaria nu are niciun rol în reprezentarea UE pe scena internațională. Ungaria a preluat în această lună președinția semestrială a Consiliului UE și este responsabilă cu organizarea reuniunilor statelor UE până la 31 decembrie. Veștrele vin de la Casa Albă. Președintele american Joe Biden a fost testat pozitiv la COVID-19. Se întâmplă în plină campanie electorală pentru prezidențiale. Președintele de 81 de ani complet vaccinat va intra într-o perioadă de izolare. În declarația oficială a medicului său, Biden a descris simptomele sale, care au apărut pentru prima dată miercuri dimineața, ca fiind ușoare. Acest nou anunț riscă să alimenteze îngrijorările legate de vârsta și sănătatea sa, care au determinat deja apeluri pentru retragerea din cursa pentru Casa Albă. Cotidianul Politico scrie că diagnosticul nu ar fi putut veni într-un moment mai prost, nu doar că a întrerupt o campanie de 2 zile în Nevada, dar i-a cedat scena în întregime lui Donald Trump. Incendiu devastator în China, cel puțin 6 oameni au murit după ce flăcările au cuprins un centru comercial din sud-vestul țării. Imaginile arată focul masiv care mistuie mai multe etaje ale clădirii, dar și un fum dens și negru ieșind pe geamuri. În alte clipuri video se văd oameni care încearcă singuri să se salveze. Circa 30 de oameni au fost scoși din flăcări, dar operațiunea nu a fost deloc ușoară pentru pompierii care au căutat printre încăperile carbonizate. Incendiul a fost stins în totalitate după câteva ore. Autoritățile spun că astfel de incidente nu sunt neobișnuite. China este recunoscută pentru standardele de siguranță insuficiente. A fost o zi fastuoasă la Londra. Regele Charles al III-lea a deschis oficial lucrările Parlamentului. Monarhul a rostit un discurs de pe tron, având pe cap coroana imperială de stat. Pe străzile capitalei britanice, Charles și soția sa au mers cu căleașca aurită. Coroana de stat încrustată cu peste 3.000 de diamante fiind adusă separat. Charles al III-lea, purtând coroana ceremonială imperială, a stat pe tronul Camerei Lordzilor cu soția sa Camilla în stânga sa, în cadrul unei ceremonii pline de fast în fața unui public format din lords și legiuitori în robă. Charles a anunțat aproape 40 de legi noi întocmite de guvernul laborist, revenit la conducere după 15 ani. Discursul regelui a evidențiat dorința guvernului de a reseta relația cu Uniunea Europeană și a reafirmat sprijinul pentru Ucraina. Its commitment to NATO will remain unshakable. It will maintain a strong armed forces, including the nuclear deterrent. My government will continue to give its full support to Ukraine and its people, and it will endeavor to play a leading role in providing Ukraine with a clear path to NATO membership. Regele a ajuns la Parlament într-o trăsură aurită cu destinația Westminster pentru acest moment de tradiție și solemnitate. Coroana imperială de stat, încrustată cu peste 3.000 de diamante, a fost adusă cu un transport separat.
Acesta a fost cel de-al doilea discurs al regelui rostit de Charles al III-lea de la urcarea sa pe tron în septembrie 2022. Monarhul britanic și-a reluat o parte din activitățile publice după ce o perioadă a fost în tratament pentru cancerul de care suferă. Îmbrăcați la 4AC în costume sau rochii de seară, sportivii calificați la Jocurile Olimpice de la Paris au participat la o gală a campionilor. Într-o atmosferă relaxantă, sportivii au făcut cunoștință unii cu alții și au vorbit despre emoțiile care îi copleșesc. Revenim cu mai multe imagini și impresii de la petrecere la știrile din sport. Primarul Parisului a notat în Sena ca să demonstreze ce curată e apa pentru a găzdui competiții de not ca parte a viitoarelor Jocuri Olimpice. Anne Hidalgo a promis încă în ianuarie că va nota în râu cu 9 zile înainte de ceremonia de deschidere a Olimpiadei. Primarul Parisului a intrat în apă ca parte a efortului de a prezenta cât de curată este Sena. Astfel, Anne Hidalgo s-a ținut de cuvânt. Ea promisese încă în ianuarie că va nota în râul care străbate Parisul înainte să înceapă Jocurile Olimpice. Decizia nu este deloc întâmplătoare. În apele Senei se vor desfășura probele de 10 km în not și triatlon. Pe de altă parte, mai bine de 100 de ani, scăldatul în Sena a fost ilegal din cauza gunoaielor aruncate în apă. Costul de curățare a Senei s-a ridicat la mai bine de 1 miliard de euro, bani proveniți de la guvern și din bugetul primăriei. Bien sûr que l'on va permettre aussi de nager après les JO, ça sera un héritage majeur, mais surtout en nettoyant le fleuve, on contribue à ne pas abîmer les océans et à faire en sorte que toute cette eau qui va ensuite vers la mer soit une eau beaucoup plus saine. Anne Hidalgo a călcat astfel pe urmele ministrului francez al sporturilor, care a notat sâmbătă în Sena purtând un costum complet. Îngrijorările legate de debitul Senei și de nivelurile de poluare au persistat, determinând efectuarea de teste zilnice ale calității apei de către grupul de monitorizare Eau de Paris. După mai multe rezultate sub normele de calitate din cauza ploilor din ultima vreme, autoritățile locale au anunțat că apa râului corespunde standardelor pentru scăldat. Sena va găzdui mai multe evenimente de not în ape deschise în timpul Jocurilor Olimpice, inclusiv maratonul de not și etape de not ale triatlonului olimpic și paralimpic. Doamnelor și domnilor, știrile amiezii se încheie aici. Dacă aveți informații și imagini care pot deveni o știre, ne le puteți trimite pe site-ul protv.md, dar și pe Viber, WhatsApp sau Telegram la numărul 079-400-508. Vă spun la revedere și vă doresc o zi frumoasă în continuare.